Hei, hei, hei! Bună, bună, bună! Astăzi avem o citire în ceștile de cafea, da? Ceașca numărul 1, ceașca numărul 2. Aici avem ceașca numărul 1. Dacă vă identificați cu ea, să fiți mai atenți la ceașca numărul 1, da? Și aici ceașca numărul 2, da? Asta este ceașca numărul 2, numărul 1 și numărul 2. Este în dreapta, da? Imaginea video este inversă, ca să nu mai avem încă o dată și încă o dată discuții. Deci ceașca numărul 1, ceașca numărul 2, dreapta, stânga. Da? Cu dreapta o să beau și un cocktail de ciocolată. Ia uitați aici, un cocktail bun de ciocolată. Închin pentru frumoasa zi de toamnă târzie. Închin pentru că de două zile m-am mutat la casă. Ăsta este... Este un Baileys, nu fac reclamă că nu, dar este un lichior bun. Este un lichior bun de iarnă, un cocktail bun de iarnă. Gata, am lăsat gheața, am lăsat fonfeurile, trecem la hăinuțe mai groase și la băuturi de iarnă. Ceai, vin fiert, vin roșu, hai mergi câte ori șpriți din când în când. Bun, acum să ne apucăm de citit. Mai sorbim câte o înghițitură, mai ne mai uităm în cești și ne petrecem puțin timp împreună. Da. Foarte frumoasă ceașca, formată foarte, foarte frumos. Bun. V-a fost rău într-o noapte de curând? Ați simțit un rău, ați simțit o senzație de rău. Văd că v-ați simțit rău într-o noapte. O fată mai tânără cu litera A are o supărare. Are o supărare mare, o nereușită. O fată din casa voastră, în apropierea voastră, are o nereușită. Ori dă niște examene, ori face ceva și nu-i reușește. Cineva cu A din casă de la voi sau din apropierea voastră care ține de casa voastră. Un bărbat care este rece, este indiferent, este cu cât vă duceți voi mai mult spre el, cu atât se îndepărtează mai mult de dumneavoastră. Simți, sunteți tare nelămurită, că este vorba despre o femeie aici. O femeie nelămurită, cele care îi citesc în acest moment, este nelămurită ce se întâmplă în mintea acestui bărbat. De ce? Este pur și simplu un orgoliu prostesc din partea lui. Un orgoliu fără măsuri și fără... Este și o persoană foarte comodă, o persoană care îi place să facă fix cum vrea el. Nu face niciun rabat de la niciun moft de-al lui, da? Un egoist. Un băiat pe care are o problemă cu un picior, aveți un băiat, un nepot, pe cineva care are probleme cu un picior, că nerezolvată, nu știți de ce, sau nu știe de ce, îl doare piciorul. Niște probleme nerezolvate la locul de muncă se acutizează în scurt timp. Ceva, niște discuții neterminate, ceva, niște cereri nesoluționate din partea voastră, parcă o să vă spun de ce n-ați discutat la momentul oportun, de ce n-ați discutat când trebuia. Nu lăsați lucrurile așa, văd că ați tărăganat niște lucruri, nu v-ați impus punctul de vedere și acum este mai greu să vă faceți vocea auzită. Totuși insistat, văd că va fi o portiță de rezolvare la muncă la voi cu problemele voastre, dar trebuie să insistați. O persoană cu V mai în vârstă, un bărbat probabil cu V mai în vârstă, cu o problemă la un ochi, așa văd, ori are o pleoapă mai lăsată, ori o geană, ori ceva mai lăsată, o problemă cu alcoolul, cu foarte mult alcool și mult răutate în inima lui. Dacă ești tânăr, o fată tânără, ai pe cineva, o soacră, o mătușă, pe cineva, văd aici o fată tânără ca și cum ei aș citi, o femeie
na, neapărat o femeie care arată bine și pare tânără aici în ceașcă, are probleme cu o soacră, cu o mătușă, nu este o rudă directă, cum ar fi mamă, soră, o problemă cu cineva din apropiere, dar nu o rudă foarte apropiată, adică direct de sânge, da? Este o rudă apropiată, dar nu de sânge, da? Ați dat la spate un drum, ați vrut să faceți un drum undeva și pe ultimul moment l-ați dat la spate. Trebuia să faceți, trebuia să, era o rezolvare cu acel drum, dar văd că l-ați dat la o parte. Din ce cauză, voi știți că aici e ca și cum a fost un declic și gata, ați renunțat la acel drum. Vă doare în piept? Aveți o durere în piept în, aici, în zona asta? Gât, tiroid, piept, o durere în piept? Trebuie să mergeți la un medic. Văd că ați și început anumite demersuri pentru a rezolva această problemă. Nu știu, dar de ceva timp vă chinuie problema asta. O problemă de la gât în jos până la piept. Numai jos. Văd că ați făcut ceva analize sau ați făcut ceva investigații și o să trebuiască să mergeți din nou la medic. O persoană cu G, persoană cu C, cu G, vă dot la spate, nu se mai gândește la voi, nu mai are, parcă pur și simplu ați intrat într-un cont de umbră. Cineva s-a îndepărtat total de voi. Nici nu știu dacă ați avut prea mare legătură, mai mult a fost o legătură probabil sufletească, probabil de opinii, probabil, dar vă dați și sunteți nelămurit, de ce această persoană s-a dat la fund, cum s-ar spune, v-a dat la spate. Vă pot spune că v-a dat la spate pentru că a apărut ceva mai interesant. Probabil v-ați pierdut din strălucire, că știți că unii se duc după licurici, cum ar veni, slucește altceva în depărtare, poc, mă duc după acea persoană. Este o persoană care pur și simplu o sărit din cuib în cuib. Nu merită prea multă atenție această persoană. S-a îndepărtat pur și simplu fără să aibă niciun motiv. În trei puncte veți primi o veste și ar fi bine să vă gândiți la munca voastră, despre munca voastră. Ori o schimbare a locului de muncă, ori totală schimbare de muncă în altă parte. În trei puncte, aș spune, până în trei săptămâni se va întâmpla o schimbare la locul de muncă. Apare o nouă oportunitate și spuneți să o prindeți cu ambele mâini că este de bine. Un copilaș, un copil mic, un nepot, un copil cu probleme de sănătate și un pic de îngrijorare, trebuie să mergeți la un medic sau să meargă părinții la un medic. Vă îngrijorează o problemă de sănătate a unui copil. Aici văd. Aici văd ceva neplăcut, o energie a cuiva cu litera I, J sau G. Ori vă se uită urât la voi și vă emană o energie negativă. Este o femeie cu părul bonfat, așa ca și cum umflat și este cu părul mai roșcat, aș spune eu, că pare aici un maroniu între închis și deschis, între blond și este o femeie ca o aură, are un păr așa, știți cum se făceau femei la înainte permanent și era așa un flat, bonfat. Este din vecinătatea voastră sau trece prin fața casei voastre sau vine intenționat în fața casei voastre pentru a vă unge sau pentru a se uita curioasă la voi. Chiar dacă nu credem în șmoșmoade, cu energia ei vă ține, vă pune piedic, vă oprește în loc. Simțiți la asta pentru că simțiți ceva deasupra voastră, pentru că e ca și cum
ați merge și nu dați înainte, parcă mergeți pe bandă din aia de alergare, tot mergeți, vă consumați, ardeți calorii, cum s-ar spune, spui din ce nu-mi iese, dar din cauza energiei negative a acestei femei. Are și niște ochi mai lunguieți, așa, parcă se uită așa, fix așa, cum mă uit eu, așa apare în ceașca mea, că se uită printre gene la voi. Da, am întrerupt un pic. Am o vecină care are doi câini adulți, bărbat, mascul și femelă, și au fătat cățeaua 7 pui. Nu reușește să-i dea, sunt de rasă, sunt de rasă pură, într-adevăr că sunt mai scumpi, dar pe criza asta actuală sau oamenii nu au nevoie de câini, stă cu ei și vă dați seama că sunt 9 câini care latră. Eu sunt iubitoare de animale, dar s-aude. Mulți dintre voi mi-ați reproșat că s-aude când filmam în grădină, dar văd că acum s-aude și în casă. Au crescut mari, sunt câini de 3-4 luni, cei căței mici, și căței mari, na, sunt adulți. Și noi suntem pe o stradă de un timp chiar foarte circulată și latră, că sunt animale și se întrerupe. Mă scuzați pentru zgomotul de fond, îmi pare rău că se întâmplă asta, dar n-avem ce le face, sunt animale. Când o să rămână doar 2 câinilor de bază pe care îi are pentru pază și protecție, o să fie mai bine, sperăm. Dacă sunteți amatori de lup belgian foarte bun și foarte care apără proprietatea, vă rog să-mi scrieți că cu drag vă trimitem un câine, dar să aveți grijă de ei. Până atunci îndurăm zgomotul de fond. Bun, deci feriți-vă de cineva care este cum v-am spus eu. În scurt timp, în următoarea o săptămână, 2 săptămâni, se va întâmpla ceva de bine în casa voastră, legat de sănătate. Oricineva primește o veste bună din familia voastră despre sănătate, probabil se temea pentru o problemă de sănătate. Ori, la nivel, ca și cum vine o ușurare în casa dumneavoastră, ceva benefic se întâmplă în casa voastră, dumneavoastră, da? În scurt timp vor veni și niște bănuți pe care îi așteptați, niște bănuți. De ce spun bănuți? Pentru că vin niște bani, nu foarte mulți, dar cu toate că v-ați aștepta la bani mai mulți, vin așa, într-o cantitate și într-un număr mai mic decât vă așteptați, dar sunt bine primiți de dumneavoastră. Mai târziu, în 2 puncte, maxim 2 luni, va veni grosul. Ori primiți avans pentru ceva, ori primiți un acont la ceva, dar sunt bineveniți și acești bani. Unii dintre voi cred că ați fost sau vreți să mergeți la un preot, la cineva să vă citească, parcă ceva vă împiedică. Faceți un drum și piste o apă chiar la o persoană care vă poate dezlega sau vă poate citi despre ceva. Eu cred că ați mai fost și vă mers bine și cred că vreți să mai faceți acel drum spre acea persoană. Vă recomand, pentru că și eu am apelat, am avut o problemă și de sănătate și mi s-a părut că atâta încredere mi-a dat un preot, un călugăr, încât am biruit gândul rău despre boală și au fost tot ok. Așa că vă sfătuiesc să apelați chiar la sfatul unui preot, la sfatul unui călugăr, pentru că ei știu mult, ei poate să sfătuiască mai bine decât oricine. Da, sunt tot felul de opinii, dar dacă găsiți omul potrivit și pe sufletul vostru, vă alină sufletul și vă îndreaptă acolo unde aveți probleme și urăciune. Bun, cineva care poartă o batic sau o căciulă, ceva, o bască, o femeie care se dă mare
bisericoasă, dar umblă gura de colo-colo. Fiți atenți că vă pun în vorbă despre copii. Care aveți copii, vă pun în discuții copiii, copilul. I-ați spus ceva acestei persoane, are ceva, ori o banderolă, ceva pe cap ține, ori ar și un pic nascuțit, ori ați spus ceva, ori au aflat ceva, dar eu zic că dinspre voi vin vorbile și le-au răstălmăcit către alte persoane și le-au răstălmăcit într-un mod negativ și urât. Aveți în această perioadă dureri de cap? De fapt, de o perioadă încoace văd niște dureri de cap care vor trece pur și simplu din senin. Din senin va mai dura un pic, dar sunt probabil niște migrene de stres. Sunteți într-o perioadă stresantă. Nici voi nu știți de ce. Agitată, stresantă. Aveți așa ca capul ca într-o halou de agitații, de nemulțumire. Tind să cred că nemulțumirea asta vine dintr-o problemă financiară care se va soluționa în scurt timp. Adică veți scăpa de o greutate. În foarte scurt timp va veni o perioadă mai ușurată din punct de vedere financiar. Sunteți încărcată de această problemă financiară și probabil lipsa odihnii și prezența stresului vă face să aveți dureri de cap. Pe o dată de 7, da, pe o dată de 7 veți primi o veste foarte bună pentru un tânăr de inima voastră, pentru un băiat, pentru un tânăr bărbat, pe o dată de 7, o veste foarte mult așteptată. Orică este vorba despre o reușită, ori la un examen, ori la un job. Este o reușită, e ca și cum acest tânăr se va ridica un pic în fața lumii. Adică va deveni un pic mai impunător. Va avea o reușită un tânăr din familia voastră. Poate să fie cu A, cu G, cu S, acest tânăr. Un tânăr din familia voastră va avea o reușită. Ați mai avut dureri de spate și o să mai aveți niște dureri de spate cam în 3 puncte. Faceți ceva, nu știu, ca și cum ați ridica ceva, ați face un efort care vă pune spatele la grea încercare și aveți niște dureri de vi se duce la jumătate în jos, niște dureri de spate cumplite, dar ridicați ceva, faceți ceva, că aceste dureri parcă vin din cauza voastră, e ca și cum v-ați aplecat sau stați un pic așa și ridicați ceva, este din cauza voastră. Veți avea mici câștiguri, ori veți lucra peste program, ori veți face ceva extra job sau ceva, nu știu, parcă ciuguliți așa niște recompense, niște beneficii care vă prind foarte bine. La voi, v-am spus, ori la unii dintre voi ori vin banii dintr-un acont, ori vin banii un avans de undeva, sau văd eu aici că la unii faceți rost de bani, adunați bănuți cu bănuți, de să adună banii grămadă, înțelegeți? Văd că ciup, 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 dicolo, dicolo și să adună bănuții și vă eliberați, vă ajută banii ăștia să o împingeți mai încolo, problema pe care o aveți, să o împingeți până să termină această problemă. Foarte bine, să știți că sunteți foarte bine aspectați și așa asta. Chiar dacă aveți un stres mare pentru bani, pentru finanțe, această problemă se va ușura. Văd foarte bine că, cum să vă spun, ca și cum voi vă așteptați să scăpați de problemă deodată și scăpați câte un pic, câte un pic și o să fiți uimiți cât, spui Doamne, mai am doar atât sau ori de o rată scăpați, ori de ceva. Ca și cum v-ați eliberat de o problemă. Probleme cu cineva din apropiere, o femeie care vrea să facă numai cum vrea ea, o femeie directă de sânge,
mamă, dacă este cu E și aveți probleme cu cineva din familie, cineva cu E care pur și simplu vrea, nu se știe ce vrea, cred că nici ea nu știe ce vrea, dar vrea să fiți acolo, ca și cum ați fi la picioarele, ca și cum ați fi o femeie cu A, cu V, poate cu L, cu M, o femeie care, care vrea control, da? O femeie din apropiere, poate să fie și o soră mai mare, da? Dar o femeie mai în vârstă decât voi, mai netate decât voi. Vrea să fie în control, vrea să fie acolo, prezentă, să vă stăpânească, să vă strunească. Aveți mari semne de întrebare despre cineva cu care vorbiți aproape zilnic. Simțiți că cineva vă ascunde ceva. O persoană cu C sau cu G, cu M, vorbiți cu o persoană foarte des. E posibil și extra de literele astea. O persoană cu care vorbiți și interacționați foarte des, ori o colegă, ori o prietenă, dar cu care vorbiți foarte des, simțiți că vă ascunde ceva. Ceva nu e în regulă la această persoană și este adevărat. Are ceva de ascuns, are ceva de dat deoparte de ochii voștri. O să aflați cheia acestui adevăr și vă va uimi, să fii wow. Este legat de probleme financiare. Ori această femeie are probleme financiare, ori are, cu siguranță, ori are au avut o pierdere mare, oriceva, pentru că această persoană se dă, aceeași persoană care este, eu văd că a avut o scurgere de bani, o problemă financiară, dar în fața voastră nu vrea să recunoască, nu vrea să spună nimic de această pierdere. Și o să aflați cheia asta. Acum nu e problema dumneavoastră, dar dumneavoastră simțiți că e ceva în neregul și nu știți. Ei, să știți că are o problemă financiară, o problemă cu bani, o pierdut ceva, dar ascunde de dumneavoastră, de cei apropiați, această pierdere. Da? Ce văd aici la temei? La temei văd că veți face mari schimbări în casă. Nu știu, veți face renovări, veți face curățenii în două puncte. Veți face schimbări chiar poate și de casă în două puncte, două luni. Veți face mari schimbări de casă, două puncte, două luni, doi ani, nu prea cred. Dar la temei veți face un pas mare de schimbare în casă sau de casă. Este vorba de locuința în care stați. Ori veți muta mobil, veți cumpăra al mobilier, ori veți muta casa cu totul. Ceva o să faceți legat de casă. Cam asta este citirea pentru ceașca numărul 1. Vă rog să fiți atenți și la ceașca numărul 2. Poate vă regăsiți sau regăsiți amănunt în ceașca numărul 2. Poate ați avut intenția să spuneți ceașca numărul 2. Ei, dar hai să o aleg pe una, că se mai întâmplă așa. Deci, asta a fost ceașca numărul 1. Haideți să mai bem o guriță de cocktail și să ne apucăm de ceașca numărul 2. Tot au început căței, cred că link toată sticla asta de cocktail să nu mai au căței, că mai am o leacă și o iau razna. Nu am nimic nici cu vecina, nu am nimic nici cu căței, dar situația este super deranjantă. Sănătate! Uite și ceașca numărul 2. Wow! Ceașca numărul 2 este despre dragoste și sentimente. Este ceașcă bună, da, bună. Și mai puțin lucruri, aspect general. În general este vorba, văd că despre dragoste. Cineva vă ține la distanță, dar distanța este ca și cum face asta pentru că ori ați făcut un mișto de această persoană, ori ați supărat această persoană cu ceva și vă ține un pic la distanță să vă ardă la inimă. Vă cunoaște foarte bine această persoană, vă cunoaște, e ca și cum ar vrea să vină către voi, dar
spune, ia să mai aștept un pic, să mai chinui un pic și am o chinuit pe mine. Asta în unele cazuri. Văd că unii s-au îndepărtat pur și simplu și au uitat să mai întoarcă, au uitat să mai revină. Sunteți așa supărată, cu inima un pic ruptă și neînțeleasă. Parcă nu vă dumiriți din ce cauză. Știți foarte bine adevărul, dar văd că încercați să, vreți să vă mințiți mai mult. Știți adevărul, ați ști și calea corectă pentru a-l întoarce înapoi sau a o întoarce înapoi, dar și voi sunteți destui de mândri și de orgolioși pentru a ține distanța, așa că să nu vă mirați că există o distanță între voi, între voi și persoana dorită, da? Bun. Văd că venind din trecut, veniți cu niște traume, ați fost înșelat de o persoană, de persoana cu care ați trăit sau cu care ați conviețuit sau cu care ați fost și acum e ca și cum ați fi suspicioasă pe orice se întâmplă. Stați geană pe persoana asta, ce face, ce unii se duce sau dacă în acest moment, cum văd că sunteți la depărtare, mă rog, sufletească de persoana dorită, stați geană probabil pe Facebook-ul, pe Instagram-ul ei, pe Insta Story, pe toate astea, să vedeți ce face, unde se duce, ce, mă rog, înainte urmăream de după gard sau ne urmăreau de după gard, acum îi urmărim pe canalele astea de socializare, pe aplicațiile de socializare. Da. V-a făcut cineva curte sau cineva vă tatonează, este atras de voi, dar vi se pare că e sub nivelul vostru, vi se pare că e sub demnitatea voastră, așa și este. Nu vă complicați cu persoane mai jos de voi. Văd aici pe cineva care vă face curte, dar nu este de voi, îndepărtați această persoană, că nu este de voi și nu este din... pentru benefică pentru voi. Cu banii parcă v-ați mai revenit, dar acum simțiți iarăși ori o lipsă, ori vreți să faceți ceva și numărați piștarii din punguță și sunteți nemulțumite pentru ce ați agonisit, pentru ce ați făcut, pentru că nu vă ajung să achiziționați sau să faceți ceva. Ceva nu v-ați făcut un plan și între timp s-a schimbat. Adică dacă ați vrut să cumpărați o lingură cu un leu, acum ai 2 lei, cam așa. Păi ce pupăz, am strâns 2 lei pentru o lingură și ai 3 sau tot așa. Da? Nu sunteți mulțumit de agoniseală și vreți să achiziționați, vreți să faceți ceva, dar încă sunteți în imposibilitate de a achiziționa. Dar vă promit că în scurt timp, cam în 3 puncte scurte, o să aveți posibilitatea, dar nu veți mai vrea, vă doriți altceva după aia. Da? Dacă unii dintre voi sunt singuri din cauza unei energii negative sau unor moșmoade sau unor blesteme sau unor vorbe aruncate, că vorbile sunt aruncate așa în eter și se întorc cu rău înapoi, din cauza unei persoane din apropierea voastră, de sângele vostru, o bunică, o mamă, o femeie mai în vârstă, e ca și cum v-a spus vomenit. Trebuie să faceți, să rupiți și să roage și această persoană pentru voi. Parcă vă omeniți să fiți singur, cineva din vorbi, din rugăciuni, din ceva, din blestemi, v-a făcut să rămâneți singură. Când spune că se întâmplă ceva, că se unește o persoană cu altă persoană, că vă uniți dumneavoastră cu altă persoană, atunci se rupe toată povestea.
Ați fost de multe ori în pragul de a reuși într-o relație și văd că deodată totul se termină și vă întrebați de ce. De asta se întâmplă. Pentru cei singuri, să știți că asta este motivul pentru cei care și-au ales ceașca numărul 2. Aici văd un băiat cu probleme, cu probleme cu de comportament foarte nervos și foarte agresiv, pur și simplu, din jurul vostru, din preajma voastră. Este o persoană colerică, este o persoană nemulțumită, are nemulțumirile lui și supărările lui, dar foarte mult și le aruncă spre voi, spre familie. Nimeni nu se simte bine și în siguranță, parcă în preajma lui. Vă aruncă niște vorbe, dar e de o perioadă, pentru că nu vă recunoașteți, pur și simplu nu vă recunoașteți copilul. Vă întrebați ori anturajul, ori să ia cu cineva, ori are o relație cu cineva și toate nemulțumirile și toate frustrările și toate le aruncă asupra voastră și aveți mari nemulțumiri. Aș spune că ați putea, dacă copilul vostru, băiatul vostru, e vorba despre un tânăr sau nepotul vostru, are această problemă, să știți că se poate rezolva foarte ușor, să vă duceți la un preot, să vedeți, să țineți un post, mai ales când începe postul Crăciunului, să citiți un acatist și o să vedeți mari, mari schimbări. Nu există, pentru că dacă acest copil, acest băiat a fost înainte și este crescut bine, nu se poate să nu schimbe. Văd că deodată i s-a schimbat traiectoria, deodată s-a schimbat total și s-a întors împotriva voastră. Eu spun că e o chestie rezolvabilă. Nu are de ce să nu se întâmple. Văd în viitor parcă s-ar lumina cu ajutorul vostru, probabil cu ceva se va lumina. Eu zic că există rezolvare pentru asta. Aveți împărțit o moștenire, aveți un proces, sau vreți să începeți un proces cu cineva pentru moștenire, aveți câștig de cauză, aveți să vă luptați cu cineva, nu vă recunoaște dreptul cineva, cineva este împotriva voastră, ori să nu luați parte la masa succesorală, ori la un imobil, ori la ceva, cineva este împotrivă, parcă în momentul ăsta sunteți așa un pic dezamăgită că, dar să știți că aveți sorți de izbândă, mergeți în continuare cu niște acte, cu din niște documente, că sunteți pe câștig. Aveți un pic de așteptat, aveți un pic de cheltuit, dar veți câștiga mai mult decât stați crede. Văd că sunteți în pasul când vă gândiți merită, nu merită, parcă stați așa la îndoială și la... Dar cineva vrea să vă tragă prăjitura de sub nas, cum s-ar spune, da? Dacă mergeți în continuare și dreptatea voastră, câștigați fără drept de apel. Aici este ca și cum ar veni către voi un câștig și mai mult decât sperați. Este dreptul vostru și ați făcut ceva, niște eforturi pentru aceasta, probabil, nu știu, ați investit în ceva, ați făcut ceva și cineva vrea să vă ia dreptul la acest câștig. Eu spun că văd aici, făcând niște acte, niște cu persoane influente, văd că veți avea câștig de cauză. Plănuiți o petrecere într-o lună, într-un punct, o lună, o petrecere unde veți fi foarte mândru, mândră, fudulă, vă veți distra foarte bine, veți fi cu oameni mândri între voi. Întâi vă veți gândi bine dacă vă duceți sau dacă nu vă duceți, dar văd că aveți chef de distracție și veți merge să vă distrați într-un punct, dar ar fi asta, dar într-o lună. Aveți o distracție și sunteți foarte mândru de dumneavoastră și veți fi foarte vesel. Va urma, va fi asta după ușurare, așa, parcă ați scăpat de o greutate, de ceva și veți fi foarte ușori. Știi când dansezi cu cineva cu care e ușor la dans și parcă zbori, așa vă veți simți voi la această petrecere, pentru că vă veți ușura de o greutate. Ce văd eu aici? Văd aici că vă achiziționați sau vreți o mașină, o ceva de mișcat, o bicicletă, cred. Ceva care un automobil vreți să vă achiziționați, așa intuiesc eu, este pe reușită, tot așa, cam într-o o săptămână sau o lună maxim veți avea
o mașină sau veți schimba mașina, vă veți plimba foarte fudulă cu o mașină. Mântui foc. E posibil să vă plimbați cu o mașină a unui copil sau ceva, pentru că văd aici o mare mândrie pentru un automobil. Acum, na. Suntem mai mândri de reușitele copiilor câteodată decât de reușitele noastre. Văd aici că veți fi foarte mândru cu o mașină, pentru o mașină și foarte bucuroși pentru această achiziție. Aflați sau o să decedeze cineva, nu cred că este o rudă, este cineva din apropiere, un vecin, o vecină, cineva care decedează, veți merge la un niște funerarii, la o adunare tristă. O adunare tristă, cineva din vecinătatea voastră, poate fi și o pomenire, nu știu, dar mi se pare că totuși să văd aici, ca și cum ar fi un copârșeu, o mormântare, dar au cuiva din vecinătate, din apropiere. Veți fi marcat și supărat de această pierdere, veți fi simțiți așa supărare pentru o persoană pe care ați avut-o în apropiere. Văd supărare și dar viața merge înainte, cu toate, cu bune, cu rele, merge înainte, n-avem ce să facem. Bun. Aveți pe cineva cu care sunteți în supărare? O persoană apropiată, este o femeie, o femeie foarte parcă cineva îi pune niște o fată, o tânără, o femeie tânără, că este sora dumneavoastră mai mică, că este fiică, că este nepoată, parcă cineva îi suflă în urechi tot felul de vorbi și de minciuni și de intrigi și este împotriva voastră și vi se pare nedrept că această persoană pe care văd că ați fost în spatele ei mereu și ați secondat-o și ați împins-o de la spate, se întoarce împotriva voastră. Îmi pare rău pentru voi, dar așa o să continui o lungă perioadă, pentru că știi că oricând veți fi acolo, știi că sunteți reazămul ei. Este o femeie foarte năzuroasă, o fată foarte sau o femeie tânără foarte năzuroasă și probabil este educată într-un fel în care alintătura au făcut mult rău. Da, ia să vedem aici la bază. Cineva cu F. Cineva cu F, un bărbat tânăr, probabil e chestia de aici. Un bărbat tânăr cu F sau cu L, cu O sau cu D. O sau D. Ca și cum își atrage ghinionul, face ceva, își dă cu stângul în dreptul, ceva ce nu merge până la limita de jos, adică își face pur și simplu rău prin acțiunile lui. Este îndărătnic, nu ascultă de sfatul nimănui și aș dori să mergeți așa încet să analizați situația ca să puteți să-l îndreptați. În continuare văd că supărare și cu o rezolvare, dar după niște drum. Probabil trebuie să mergeți la o mănăstire, la o biserică, la ceva, să faci ceva. Nu există, dacă ai credință, nu există să nu ai rezolvare. Dar uitați aici pe asta, zici că e înconjurat de un anturaj prost. De un anturaj prost, de o energie negativă în jurul acestei persoane. Se îndreaptă, dar până se îndreaptă, vă mănâncă ani din viață, pur și simplu, vă aduce păr alb. Fiți atenți la acest tânăr, pentru că anturajul nu este benefic pentru el. Cam atât și pentru ceașca numărul 2. N-am fost 99%, 100% așa ok, pentru că tot îmi venea să tușesc, tot îmi venea să-mi suflu nasul, sunt răcit un pic, dar sper să-mi treacă repede și să fiu valabilă și
să dau tot ce pot în fața voastră și să văd tot ce trebuie pentru a vă sfătui și pentru a vă da mici îndrumări a energiilor din ceașcă. Mulțumesc tare mult pentru atenție, mulțumesc pentru comentariile voastre, mulțumesc și vă pup cu drag. Cu fiecare zi în care primesc un comentariu, sunt atât de fericită din nu se mai poate. Pare rău. Bun, vă pup și vă doresc o zi frumoasă în continuare.